salutați, bine venit la testimonialele Romanian Business Club. Te salut, dragule, bine v-am găsit. De o bună bucată de vreme în comunitatea tânără antreprenorială din România, Romanian Business Club. Pentru cei care nu te cunosc sau te cunosc mai puțin, cine ești? Cine sunt eu? Sunt un contabil de meserie. Excelent. Așa am început, long time ago. Acum ne ocupăm în principal de consultanță fiscală, învățăm oamenii să facă business, de consultanță de business, învățăm antreprenorii să crească, să devină din startup în stadiu de scale-up. Compania pe care, la care sunt founder și pe care o păstoresc în acest moment se numește Ascelis. Cum ai ajuns să crezi? Cum ai ajuns să creezi compania Ascelis și de unde a plecat implicarea ta în domeniul contabil? Ha, dintr-o întâmplare. Eu făcând facultatea, Academia de Studii Economice, dar în relații internaționale, comerț internațional, întâmplarea a făcut să întâlnesc o companie străină, intrată atunci pe piața românească, care avea nevoie de și de mai multe, și de contabilitate, și de partea de legal, și de marketing. Și ușor, ușor, încercând să-i ajutăm, am început să le acoperim nevoile. Eu, având anumite cunoștințe teoretice în domeniu, ăla a fost primul pas. Deci ai fost omul potrivit, la locul potrivit, pentru a oferi un serviciu potrivit unei companii. Da, a fost o experiență extraordinară. Pentru mine am învățat foarte multe de la niște străini veniți în România în anii 90. Era începutul, era, practic. Era începutul. Ceva complet inedit. Cuvântul antreprenor nici nu exista în 90. Nu există. 90 și... Nu vreau să spun 90 și ca să știu. Să rămân așa. Mă simt și eu mai tânăr. Dar. De ce ai ales să intri în comunitatea Romanian Business Club? Pentru că mi-a plăcut de la început, de la prima întâlnire pe care am avut-o cu această comunitate. 3 ani, cred că sunt de atunci. Mi-au plăcut foarte mult oamenii prezenți în acel moment, mi-au plăcut ideile lor, mi-a plăcut vibe-ul pe care l-au adus în cadrul discuțiilor și dezbaterile au fost foarte, foarte mișto. Mai mult decât atât, a fost primul pas în a forma prieteni, amici, colaboratori, cunoștințe cu care mă mândresc în acest moment. Excelent! Câți bani sau contracte ai acumulat de-a lungul anilor de când ești parte și membru al comunității RBC? Din comunitatea RBC sau... Din comunitate. Total. Nu știu să-ți spun. Știu sigur că în acest moment sunt cel puțin 10 sau 12 oameni din comunitate cu care colaborez în mod constant. Iar pe parcursul perioadei am mai avut și alte colaborări one-time cu mulți. Cred că deja discutăm de peste 20. E foarte important lucrul ăsta de menținut pentru a se înțelege că în spatele acestor întâlniri, acestor discuții, chiar se creează business și oamenii chiar lucrează între ei și creează... Eu mă bucur tare mult că am putut să fiu de folos multora dintre cei înscriși în această comunitate. Până în prezent, de câte ori ai vrut să renunți? Sau te-ai gândit să renunți? A fost greu? La business în general sau la comunitate? La business, nu la comunitate. Nu, niciodată. Niciodată. Deci sunt... am plecat ca freelancer de la început, încă de pe băncile facultății. Mi-am creat propriile mele companii încă de atunci. Niciodată n-am lucrat în corporații sau în nu știu, sisteme publice de stat. Au fost momente de burnout. Au fost momente în care am dat reset atât vieții profesionale cât și vieții personale. Neștiind rezultatele la vremea respectivă, sunt foarte bucuros că am făcut acest lucru în acest moment, privind în retrospectivă. Niciodată nu mi-am pus problema să renunț, dar întotdeauna am căutat, atunci când simțeam că lucrurile merg într-o direcție greșită sau stresul, burnout-ul e destul de evident, să schimb paradigmele, să schimb lucrurile. Am adus alte lucruri pe care nu le foloseam în acel moment. Termenul de burnout, în momentul de față, a devenit din ce în ce mai verbalizat, atât în comunitatea oamenilor de afaceri, cât și în diverse medii. Este foarte ușor să ajungi la burnout și nici nu-ți dai seama când se întâmplă lucrul ăsta. Corect. Tu spuneai că ai fost în prag de burnout sau poate ai atins acest prag. Care au fost mecanismele
de care tu te-ai folosit pentru a ieși la suprafață și a scăpa? Mult. Povestim. Menționează-mi două, nu, pe scurt. Pe ce ar trebui să fie focusul? Păi, au fost mai multe, pe mai multe paliere, ca să spun așa. Odată, în primul și în primul rând, cele personale. Adică, perspectiva asupra vieții, echilibrul pe care l-ai în diferite domenii personale, atât, nu știu, în ceea ce privește sănătatea și echilibrul emoțional, în ceea ce privește capacitățile intelectuale, nu știu, viața de relații, viața de familie, copiii, alea au fost foarte importante și cu alea ar trebui început. Apoi, pe partea profesională, am început să analizez pe niște structuri mult mai bine gândite, să vedem acolo unde lucrurile merg bine și să ne focusăm ca ele să meargă și mai bine, să vedem acolo unde lucrurile stagnează și de ce stagnează, să facem bugetele mai corecte, să fim mai atenți la cash flow, ceea ce fac de fapt în acest moment și pentru clienții pe care i-am în portofel. Pentru viitorii... Rezultatele au fost foarte bune din punctul meu de vedere și continuă să fie așa. Bun, bravo, felicitări! Pentru viitorii clienți și viitorii membri ai comunității Romanian Business Club, ce sfaturi sau recomandări le-ai da? Primul și în primul rând, niciodată să nu separe viața profesională de viața personală. Să spună că mă ocup de viața profesională mai târziu că acum mă focusez pe viața personală sau invers. Ele întotdeauna merg în echilibru. Dacă nu reușești să le echilibrezi, undeva vei avea de suferit. Și întotdeauna când privesc în perspectiva creierii unui business, începerii unei noi activități, căsătoriei, dacă o luăm, da? Trebuie să vadă toate aspectele care rezultă din aceste acțiuni. Este foarte important pentru ei. Excelent. Horatiu Hagiu, mulțumim tare pentru prezența astăzi la testimonialele Romanian Business Club. Mulțumesc pentru invitație, cu drag. We'll be right back.